Materialul de azi este primul dintr-o serie dedicată celor mai frumoase, celor mai interesante probleme de fizică. Știu că pe mulți dintre cei care ați accesat acest clip nu vă interesează niciun fel problemele de fizică, de aceea mă grăbesc să vă spun să nu renunțați atât de ușor și dacă nu aveți răbdare să urmăriți rezolvarea propriu-zisă, măcar să săriți la sfârșitul acestui clip, pentru că acolo veți vedea o formulă foarte simplă care vă va permite să calculați întotdeauna în cât timp ar cădea un corp astronomic care se rotește în jurul altui corp pe corpul în jurul căruia se rotește, dacă mișcarea de rotație, care în astronomie se numește mișcare de revoluție, mișcarea de rotație în jurul corpului despre care am vorbit, încetează. De pildă, dacă Pământul se oprește din mișcarea lui de revoluție în jurul Soarelui, în cât timp ar cădea pe Soare, și tocmai asta este problema. Întrebarea este exact cea pe care v-am spus-o, adică dacă Pământul s-ar opri din mișcarea lui de rotație în jurul Soarelui, în cât timp ar cădea pe Soare. De ce este interesantă această problemă? Întâi pentru că astfel de probleme de obicei nu se pot rezolva decât folosind calculul integral. Adică mișcarea nefiind uniform variată, trebuie să găsim o relație pentru o deplasare infinitezimală, după care să integrăm pentru toată deplasarea. Dar această problemă se poate rezolva fără a folosi calculul integral și asta vreau să vă arăt. Al doilea motiv pentru care problema este interesantă este acela că ea ne permite să găsim o relație generală care ne va da posibilitatea să calculăm pentru orice corp ceresc în cât timp ar cădea pe corpul în jurul căruia se rotește. Deci permite o generalizare la final problema. Și al treilea motiv este acela că este interdisciplinară, leagă cunoștințe de fizică de cunoștințe de astronomie, așa cum veți vedea. În toate problemele pe care le voi prezenta în această serie, voi arăta de fiecare dată ce cunoștințe ne trebuie, care sunt cunoștințele necesare ca să rezolvăm problema. În cazul problemei de azi, aceste cunoștințe sunt cele pe care le vedeți. Adică legea atracției universale, formula forței centripete, viteza liniară în mișcarea circulară, în mișcarea circulară uniformă și câteva cunoștințe despre elipsă. Voi scrie aceste formule pe tablă pentru că vom avea nevoie de ele. Legea atracției universale, F este egal cu K ori N1 ori N2 supra R mic pătrat, se referă la două corpuri cu masele M1 respectiv M2 care se găsesc la distanța R mic unul de celălalt. Ele se atrag gravitațional cu o forță dată de această relație în care K este constanta atracției gravitaționale pe care o cunoaștem pentru că a măsurat-o pentru întâia oară Cavendish. Un experiment foarte interesant care a fost numit cântărirea Pământului, despre care poate vom vorbi cândva. Apoi avem forța centripetă, masa ori viteza la pătrat supra rază, se referă la un corp cu masa M care se mișcă cu viteza V pe un cerc de rază R. În acest caz, forța centripetă necesară acestei mișcări este dată de formula pe care o vedeți. Iar viteza corpului care se mișcă pe cerc, se mișcă uniform, deci are viteză constantă, se poate calcula ca orice viteză împărțind spațiul parcurs la durata parcurgerii acelui spațiu. În cazul nostru,
putem scrie că viteza este 2πr, deci spațiul parcurs este tot cercul, am ales ca spațiul parcurs să fie tot cercul. De ce? Pentru că știu în cât timp parcurge tot cercul corpul care se rotește, în timpul numit perioadă, care se notează cu litera T mare. Deci viteza, care se numește viteza lineară a corpului care se rotește, este 2πr supra T. Și acum despre elipsă. Elipsa este figura geometrică pe care o vedeți în acest desen și care se poate defini ca fiind locul geometric al tuturor punctelor dintr-un plan, care au proprietatea că suma distanțelor de la aceste puncte la două puncte fixe din plan este constantă. Adică D1 plus D2 este egal, o să notez această sumă cu 2A. Pentru că, dacă vă uitați pe desen, se poate arăta ușor că, de fapt, D1 plus D2 este... suma aceasta are lungimea egală cu lungimea axei mari a elipsei. Pentru că, așa cum vedeți pe desen, elipsa are o axă mare și o axă mică. În astronomie sunt importante semi-axele, jumătățile acestor axe, care se notează cu A mic semi-axa mare, respectiv B mic semi-axa mică. Iar de 1 plus de 2 este egal cu 2A, adică este egală cu lungimea axei mari. Ce se întâmplă dacă lăsăm ca de 1 plus de 2 să fie 2A, dar distanța dintre focare se modifică? Asta puteți vedea în cele patru desene. În primul, focarele au ajuns atât de aproape unul de celălalt încât s-au suprapus. Ele formează un singur punct. În acest caz, elipsa devine cerc. De fapt, există o mărime pe care am scris-o pe tablă, care se numește excentricitatea elipsei și care se definește ca fiind radical din 1 minus b pătrat pe a pătrat. În cazul cercului, axa mică este egală cu axa mare, amândouă sunt diametre. Deci și semiaxele sunt egale, B este egal cu A, ceea ce înseamnă că raportul acesta este 1 și mai înseamnă că subradical am 0. Deci cercul are excentricitatea 0. De fapt, excentricitatea ne arată cât de turtită este o elipsă. Cu cât este excentricitatea mai mare, cu atât elipsa e mai turtită. Dar cât de mare poate să fie? Vedem imediat. Deci, în cazul cercului, acest raport este 1, excentricitatea este 0. Axa mare este egală cu axa mică. În al doilea desen, vedeți cele două focare la o anumită distanță. Elipsa deja este turtită, nu mai este cerc. Excentricitatea ei este cuprinsă între 0 și 1. În al treilea desen, vedem focarele mai depărtate. Aici elipsa este și mai turtită, excentricitatea ei este și mai mare, se apropie de 1. Nu poate să depășească valoarea 1 pentru că B, valoarea cea mai mică a lui B, a semi-axei mici, este 0. Și atunci când focarele ajung la capetele axei mari, așa cum vedeți în al patrulea desen, elipsa devine un segment de dreaptă. În acest caz B este 0, iar excentricitatea elipsei devine 1. Deci, în funcție de excentricitate, elipsa își poate schimba forma de la cerc până la un segment de dreaptă și nu uitați, în cazul segmentului de dreaptă, avem cele două focare situate la capetele segmentului. Acum știm tot ce trebuie ca să rezolvăm problema. Întâi trebuie să deducem o relație care în astronomie se numește legea a treia a lui Kepler. Pentru a face acest lucru, să ne gândim la sistemul Soare-Pământ și să presupunem că Pământul se rotește în jurul Soarelui pe orbită circulară.
nu este orbita Pământului chiar cerc, dar este o elipsă foarte puțin turtită. Are excentricitatea despre care am vorbit mai înainte, foarte mică, în jur de 0,0167. Deci este aproape cerc, așa că deocamdată putem să aproximăm traiectoria Pământului printr-un cerc. Ca să se miște pe această traiectorie circulară, Pământul are nevoie de o forță centripetă. Trebuie o forță centripetă care să-l oblige să se miște pe această traiectorie. Și forța centripetă, așa cum vedeți aici, se poate calcula dacă în loc de viteză scriem expresia vitezei cu relația m ori 4 pi pătrat ori r pătrat supra r ori t pătrat, unde r se simplifică, și obținem în final pentru forța centripetă expresia 4 pi pătrat ori m ori r supra t pătrat. Dar această forță centripetă este de fapt forța cu care Soarele atrage Pământul. Este forța de atracție dintre Soare și Pământ, pe care o putem scrie în felul următor: F egal cu K ori M mare, M mare fiind masa Soarelui, ori M mic, masa Pământului, supra R pătrat, unde R este distanța de la Soare la Pământ, care e același lucru cu raza traiectoriei circulare pe care o descrie Pământul. Deci, putem egala această expresie cu expresia forței centripete. Pentru că, repet, forța centripetă este chiar forța cu care Soarele atrage Pământul. Și atunci avem K ori M mare ori M mic supra R pătrat este egal cu 4 pi pătrat ori M ori R supra T pătrat. Se vede că ecuația se poate împărți la M mic. Dacă mai întorcem și la R mic, vom avea K ori M supra R la a treia este egal cu 4 pi pătrat supra T pătrat, care se poate scrie R la a treia supra T pătrat, R la a treia supra T pătrat, dacă schimb aici locul extremilor și apoi inversez termenii proporției, este egal cu R la a treia supra T pătrat cu K ori M, M mare, masa Soarelui, supra 4 pi pătrat. Și asta înseamnă că raportul R la a treia supra T pătrat este constant. Pentru că tot ce avem aici e constant. M mare e masa Soarelui, celelalte sunt toate numere și constante. Așa că putem să scriem că R la a treia supra T pătrat este constant. Acum, Kepler a arătat că și în cazul în care traiectoriile planetelor nu sunt cercuri, ci sunt elipse, această relație rămâne valabilă, numai că în loc să avem raza unui cerc, avem semiaxa mare. Și legea a treia a lui Kepler se scrie, deci, A la a treia supra T pătrat egal constant. Legea a treia a lui Kepler ne spune, deci, că raportul dintre cubul semiaxei mari a elipsei pe care se mișcă o planetă și pătratul perioadei este o constantă. Kepler a verificat această lege pentru mai multe planete și a ajuns la această concluzie. Legea a treia a lui Kepler ne spune, deci, că raportul dintre cubul semiaxei mari a orbitei eliptice pe care se mișcă o planetă
și pătratul perioadei mișcării planetei pe orbita respectivă este constant. Asta înseamnă că am putea scrie pentru două planete diferite următoarea relație: A1 la a treia supra T1 la pătrat trebuie să fie egal cu A2 la a treia supra T2 la pătrat, unde A1 și A2 sunt semiaxele mari ale orbitelor eliptice ale celor două planete, iar T1 și T2 sunt perioadele mișcărilor pe elipsele pe care se mișcă pe orbitele lor. Dar am putea să scriem același lucru pentru traiectoria reală a Pământului și pentru o altă traiectorie notată cu 2 în acest desen, care ar fi o elipsă cu axa mare egală cu raza traiectoriei reale a Pământului, aproximată printr-un cerc. Acum a venit momentul să spun că dacă traiectoria este o elipsă, atunci Soarele se găsește într-unul din focare și de altfel se și vede acest lucru pe desen. Și atunci putem să scriem așa: dacă ne gândim la orbita reală a Pământului aproximată dintr-un cerc, avem R la a treia supra T pătrat, trebuie să fie egal, și acum pentru orbita eliptică cu axa mare egală cu raza Pământului, la numărător trebuie să apară semi-axa mare, adică R supra 2. R supra 2 la puterea a treia supra perioada mișcării pe această elipsă pe care am notat-o cu T indice E la pătrat. Și de aici putem să găsim perioada mișcării pe această elipsă care are, repet, axa mare egală cu raza traiectoriei reale a Pământului. Această relație se poate scrie R la a treia supra T pătrat egal cu R la a treia supra 2 la a treia este 8, îl trec la numitor, de 8 ori TE la pătrat, perioada mișcării pe elipsă la pătrat. Împart relația la R la a treia și găsesc că de 8 ori TE la pătrat este egal cu T pătrat. Adică perioada mișcării pe elipsa notată cu 2 pe desen va fi T supra radical din 8, adică 2 radical din 2. Am găsit deci că dacă Pământul s-ar mișca pe orbita notată cu 2, adică pe o elipsă care ar avea axa mare egală cu raza traiectoriei reale a Pământului, perioada mișcării pe această orbită ar fi perioada reală împărțită la 2 radical din 2. Perioada reală știm cu toții că este de un an, adică aproximativ 365 de zile. Asta sărbătorim la Revelion, faptul că Pământul a mai descris un cerc în jurul Soarelui. Dar legea lui Kepler, legea 3 a lui Kepler, ne mai arată că perioada mișcării pe o traiectorie eliptică nu depinde de axa mică, ci numai de axa mare. Înseamnă că putem să turtim elipsa, cea notată cu 2, și perioada va rămâne aceeași. Înseamnă că putem să o turtim de tot, adică să ajungem la excentricitatea 1, adică la un segment de dreaptă, și perioada va rămâne aceeași. În acest caz, focarele sunt la capetele segmentului, așa cum am arătat când am discutat despre elipsă la modul general. Adică am avea ceea ce vedeți în desenul de jos: Soarele se găsește la capătul acestui segment pe care se mișcă Pământul. Iar perioada mișcării ar fi, în acest caz, perioada mișcării pe această elipsă care a devenit segment de dreaptă, dacă aici este Soarele și aici este Pământul, atunci perioada ar fi timpul care trece din momentul în care Pământul pleacă până aici, ajunge la Soare și vine înapoi. Dar jumătate din această perioadă este chiar timpul de cădere pe Soare.
Pentru că asta se întâmplă. Pământul cade până la soare și, mă rog, dacă vorbim despre mișcarea pe o elipsă degenerată care a devenit un segment de dreaptă, vine și înapoi. Nu mai este cazul să vină înapoi. Deci înseamnă că timpul de cădere este jumătate din TE. Este TE supra 2. Este jumătate din timpul de revoluție al Pământului pe această orbită nouă care are axa mare egală cu raza traiectoriei reale a Pământului. Adică timpul de cădere va fi egal cu T supra 4 radical din 2. În final, un pic de aritmetică. Dacă veți face calculele, veți vedea că 1 supra 4 radical din 2 este aproximativ 0,18. Și atunci avem următoarea relație. Timpul de cădere este aproximativ 0,18 ori perioada de revoluție. O formulă foarte simplă, așa cum v-am spus de la început că va fi, care se poate aplica oricărui corp care se rotește în jurul Soarelui sau în jurul altei stele sau este un satelit care se rotește în jurul unei planete. Dacă vom pune acum condiția ca T mare să fie un an, 365 de zile, atunci vom vedea, când facem calculul, că timpul de cădere al Pământului pe Soare ar fi de aproximativ 66 de zile. Și am calculat ceea ce doream. Ba mai mult, putem să calculăm și alte lucruri, pentru că așa cum v-am spus de la început, am găsit o relație care se poate aplica și în alte cazuri. De pildă, putem calcula în cât timp ar cădea Luna pe Pământ dacă s-ar opri din mișcarea ei de rotație în jurul Pământului. Perioada de rotație a Lunii în jurul Pământului este de aproximativ 28 de zile și dacă înmulțim 28 cu 0,18, obținem aproximativ 5 zile. Atât ar fi timpul în care Luna ar cădea pe Pământ dacă s-ar opri din mișcarea ei de rotație în jurul Pământului. Sper că v-a plăcut problema și că veți ține minte acest rezultat și că va sosi poate momentul să-l folosiți la ceva. La revedere!